Salut! Astăzi o să fac un clip rapid despre curățarea sculelor, mai exact despre Cliket. După o perioadă mai lungă de folosire a Cliketului, acesta începe să meargă ceva mai greu, mecanismul din interior, din cauza faptului că intră mizerie, praf, rugină și așa mai departe. Cel puțin în cazul meu, clichetul acesta mic, pe care îl folosesc de obicei și la frâne când aerisesc, slăbesc aeristorul cu ajutorul lui, mereu intră lichid de frână în interior, care, fiind și unsuros și destul de lichid, rămâne în interior și tot adună praf și rugină în mare parte și din această cauză merge destul de greu selectorul și de asemenea este și foarte zgomotos. Așa că astăzi o să vă arăt cum puteți să desfaceți clichetul și să-l curățați pe interior, după aceea să-l și lubrifiați, fiindcă este foarte important să-l lubrifiați. Chiar dacă o să adune ceva praf, este important să-l ungeți. În continuare, haideți să trecem și la treabă. Pentru început, trebuie să demontăm clichetul. Voi începe cu acesta mare, fiindcă este mai mare și piesele sunt mai mari, deci o să se vadă mai bine pe filmare. Operațiunea de demontare diferă de la un clichet la altul, dar până la urmă este cam la fel la toate principiul. Aici avem două torxuri de 10 și aici un torx de 8. Haideți să începem cu torxurile acestea. Voi folosi și o șurubelniță. Este jigos și șurubul. Și avem pe spate torxul de 8. Eu să încercăm cu mâna și de căci dă drumul. Este foarte puțin prins. După ce am desfăcut șuruburile, avem această placă care ar trebui să iasă. Este puțin înțepenită, așa că o să o ajut puțin. Bun. Și a ieșit tot mecanismul odată. Nu-i problemă, îl punem la loc. Și după cum puteți observa, este extrem, extrem de multă mizerie în interior. Acesta este clichetul, dar dinții arată bine, sunt în stare bună, nu sunt ciobiți. Acestea sunt practic blocatoarele pentru clichet. Șarcurile aferente și după aceea avem și o șaibă care vine aici. În continuare, haideți să curățăm fiecare piesă în parte și după aceea să montăm la loc. Pentru a curăța și degresa clichetul, voi folosi un spray degresant. La îndemână am un spray pentru curățarea carburatorilor, n-am un spray de frână, ceea ce aș fi folosit în mod normal, și o periuță de dinți. Oricum, voi pulveriza în cantitate foarte mică, așa că nu este nicio problemă. După cum puteți vedea, este foarte multă mizerie. Îl curăț în continuare cu un șervețel din acesta de hârtie, șervețel de bucătărie. Oricum, spray-ul se evaporă foarte repede și arată bine acum. După aceea să ne ocupăm de celelalte piese. Avem acest inel, șaibă. După aceea avem această plăcuță. Mecanismul cu clichet. După aceea avem aceste opritoare pentru clichet, care selectează sensul. Arată încă bine, în stare super bună. Mai departe avem selectorul, pe care îl voi curăța doar puțin, fiindcă oricum nu este murdar, nu prea intră în contact cu jegul, poate doar în exterior puțin. Și mai avem și arcurile, pe care nu o să le curăț, fiindcă nu are rost. Și de asemenea nici șuruburile nu le voi curăța, fiindcă arată bine. Și au și pastă blocatoare albastră, ca să nu se slăbească în timp șuruburile de la vibrații sau alți factori. Așa că nu o să le curăț. În continuare este foarte important să ungem și piesele, mai exact mecanismul cu clichet, fiindcă acesta este în mișcare. Și cam atât. Eventual și pinul acesta. Pentru aceasta voi folosi puțină vaselină pentru rulmenți cu bisulfură de molibden. Pe acesta am folosit-o și când am recondiționat electromotorul la Honda. Și voi pune foarte puțină pe clichet și pe
acest mic ax. Este foarte important să nu puneți multe, deoarece adună praf și în plus, atunci când și lucrați în medii cu praf cu rugină, la fel se adună praful. Deci puneți foarte puțină vaselină, doar ungeți așa ușor. Și cum am spus, punem puțin și pe ax. Bun, și după aceea ce este în exces, voi curăța. Și un pic pe aici, în zona unde stă șaiba. În continuare să montăm clichetul, este foarte simplu, punem șaiba la bază. Trebuie să stea acolo. Centrăm clichetul. După aceea trebuie să fixăm acești blocatori. Este puțin mai dificil. Aveți nevoie de puțin îndemânare. Acesta vine aici. Trebuie să fie cu acest, cu marcajul G și Y, sau mă rog, depinde de clichet, în sus. Și atunci când, și înainte să-l puneți pe poziție, trebuie să puneți și arcul, care trebuie să stea cu baza mare spre spre blocator și este puțin mai dificil, dar ce trebuie să împingeți și arcul și blocatorul simultan, dar trebuie să reușim. Aici am reușit să-l împing, după cum puteți vedea, să împing arcul puțin mai jos. Același lucru trebuie să-l facem și în cealaltă piedică. Putem chiar să-l comprimăm cu degetul și uite că intră și așa destul de ușor. Are și aici o mică buză unde se poate sprijini ca să nu iasă de pe piedică. Trebuie să o punem după. Și acum ar trebui să fie totul ok. Să testăm așa rapid și mecanismul. Voi pune la loc selectorul. Bun. Inversăm sensul. Perfect. Merge super bine. Am pus și mecanismul aici, îl voi lăsa unde este. Și de asemenea puteți pune puțină vaselină și în această zonă unde stă mecanismul, ca să nu se frece pe uscat, mecanismul de selectare a sensului. Pun puțină vaselină acolo și în continuare trebuie să punem la loc tabla aceasta și am terminat. Are un sens, vine așa, cu zonele șanfrenate spre exterior. Punem pe poziție. După ce am pus-o pe poziție, după cum puteți vedea, intră puțin mai greu la acest clichet. Îi dau, o lovesc puțin și acum stă perfect. În continuare voi strânge șuruburile, să țineți mereu un deget aici jos, fiindcă este să nu vă cadă. În acest caz este puțin blocat oricum așa că nu cade. Și strângeți-le cu simț, nu le strângeți foarte tare. Pe acesta cu atât îl strângeți mai tare, cu atât o să meargă mai greu selectorul, așa că de aici trebuie să-l reglați puțin. Dacă strângeți tare, merge greu selectorul. Le voi lăsa să meargă așa și așa, nici tare, nici încet. Și după cum puteți auzi, zgomotul este foarte mult redus. Înainte făcea mult zgomot când se mișca clichetul. Deci cu acesta am terminat. În continuare voi trece la cel mic, dar operațiunea este identică. În acest caz merge destul de greu selectorul și de altfel merge și destul de dificil mecanismul interior. Puteți vedea ce este aici, groaznic, așa că pare bine că îl curăț. Ați văzut când am deschis clichetul mic cum arăta, era plin de rugină și de mizerie în interior și acum vă las poza să vedeți cum arată după ce l-am curățat și lubrifiat pe interior.
Și de asemenea, selectorul acum merge foarte ușor și de asemenea este și mult mai silențios ca înainte. În concluzie, recomand să curățați sculele periodic, mai ales dacă aveți sculele cu mecanisme, cum este clichetul de exemplu, fiindcă îi prelungiți durata de viață și un astfel de clichet nu este chiar ieftin și nu rentează să cumpărați altul nou dacă nu este nevoie, evident. Așa că, dacă aveți întrebări sau sugestii, vă rog să le lăsați în comentarii. Mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să vă abonați și dați de asemenea un like și la acest clip, deoarece mă ajută la algoritmul de la YouTube și dați un follow și pe Instagram. Drumuri bune!